salutare, prieteni, și bine v-am găsit la videoclip. Astăzi vreau să vă văd cum să faceți crocheta și cum să faceți fake shot. Așa că... Nu, arată mă că scot, după aceea să arată mă. Da, nu l-arătă. Nu l-arătă. O, făcut, a zis. Bă, eu credeam că are 4 stele skin, nu știu, fac. Are 4. Ce face? Deci, astăzi o să vă arătăm crocheta și fake shot. Fake shot? Și la Robi pe canal, tajmă. Și la Robi pe canal o să vedeți prima parte, adică o să facem o serie cu scheme, cu tutoriale pe FIFA 19. Acesta este un controller de PS4, dacă nu știți, eu mă joc pe PS4, pe PlayStation. Da, pe PS4, pe PlayStation 4. Dar facem și cum FIFA 14. Să vedem care e diferența între FIFA 19 și FIFA 14. Nu, o mare diferență. Și în plus acolo nu puteți vedea stelele. Și nu putem să facem multe scheme, nu putem să facem crocheta și chestii. Deci, prima schemă o să fie, o să vă arăt prima schemă, că e mai ușoară, o să vă arăt fake shot. Deci, ca să faceți fake shot, puteți să stați pe loc doar și trebuie să apăsați rapid pe cerc, adică pe shoot și pe pasă. Rapid. Vedeți? Ați văzut? Puteți. Trebuie neapărat rapid, pentru că dacă nu o să șute. O să nu, o să șute, o să o să șute sau o să paseze, da, și trebuie să vă zic ceva. Eu m-am dat să controlez tot, dacă nu mi-e fericit. Da. Adică e rău. Rău. Ați văzut să aruncă portarul pe și să uită. Da, uite, sau nu puteți să facă. Sau fake pass. Trebuie să apăsați pe centrare și după aceea pe șut. De fapt e cam la fel ca fake shoot-ul. Doar că la fake shot te ridică piciorul mai tare. Da. Deci, cam atât. Gol. Hai să vă arăt acum crocheta. Ce pamă? Crocheta. Da, crocheta. Pa, pa. Deci, uite, ca să faceți crocheta trebuie să țineți pe L, pe R1. Stai, bă, să le arătăm, mă. Poate vă știu. Deci, pe R1, adică pe ăsta de la controlor. Uite ce voi. Pe R1 și trebuie pe să... L, bă. Pe L1, mă scuzați. Ba, nu, mă, pe R. Cum R1? Asta e R1, mă. Ai, zi. Ba, e L1. Dar nu mă, că stai... Ba nu mă, e L2, L1, R1, 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 R2. Deci uitați, deci, pe L1, mă scuzați, trebuie să apăsați și să țineți așa. Scuzați. Și el o să, dacă țineți așa, el o să facă în continuu această schemă. Deci uitați-vă, da? Deci, să nu vă speriați dacă face chestia, dacă țineți mult, să nu vă speriați dacă face asta, cum îi zice, bicicleta. Adică, băi, am o bicicletă, am o lăsat. Uite, vedeți? Ajută? Vezi asta. Să vedem dacă putem să facem... Să facem... Ați văzut? Puteți să faceți portar ușor. Puteți să faceți și portar, da? Vorbește lui portar să audă. Puteți să faceți și portarul, pentru că cu această schemă este foarte tare. Deci, la Robi pe canal o să vedeți prima parte. Canalul lui Robi se numește Robi95. Și o să vă las prima parte în descriere, adică primul episod. Uitați pe Facebook. El a făcut... Căutați-o. Ce-ai mă? Pe YouTube. El a făcut cu Ronaldo Chop și am făcut acolo cu Ronaldo. Cronaldo. Cu Ronaldo. Uite, ați gol, văzut gol, ați văzut? Ați văzut. L-am făcut pe Dea. L-am văzut pe Dea. L-am făcut pe Dea. L-am văzut pe Dea. Și o să vă arătăm, spuneți în comentarii cu ce jucător vreți să facem următoarea... De aia cât poartă. Următoarea schemă. Ioi. Sau spuneți-ne următoarea schemă care vreți să facem. Bine. El a fost tema. Nu uitați să dați un like, eu am fost tema Ro, el a fost Robi95.